Liviu Dragnea și-a petrecut prima noapte după gratii la penitenciarul Rahova. Acolo va sta timp de 21 de zile în carantină, apoi se va decide unde își va ispăși pedeapsa de 3 ani și 6 luni primită pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. Dragnea are la dispoziție câteva căi extraordinare de atac, însă niciuna nu va suspenda executarea pedepsei, a explicat la Antena 3 avocatul Toni Neacșu. Acesta a mai spus că nici măcar decizia pe care o va da CCR pe 5 iunie în legătură cu completurile de 3 judecători de la instanța Supremă nu va avea efecte asupra sentinței de condamnare a liderului PSD. Sentința de condamnare cu executare în cazul lui Liviu Dragnea a venit neașteptat în mijlocul zilei. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au trimis la închisoare pe liderul PSD pentru 3 ani și jumătate. Practic au menținut decizia dată în primă instanță. La închisoare cu executare a mai fost condamnată și Floara Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, iar ceilalți inculpați din dosar au primit sentințe fie cu suspendare, fie au fost achitați, cum a fost cazul bombonicăi Prodana, fosta soție a lui Dragnea. Acesta nu a fost prezent în sala de judecată în timpul pronunțării. Pentru a obține o reacție din partea sa, jurnaliștii l-au așteptat acasă. Acolo a ajuns și avocatul lui Liviu Dragnea. Cum a reacționat la aflarea veștii, doamna avocat? Doamne, iartă-mă, dar chiar așa, lăsați-mă în pace că nu știu ce să vă răspund. Este cu el. Dumneavoastră, cum ați fi reacționat, doamnă? Pardon. Este o pregătire să meargă la închisoare, avocatul Dragnea? Vai de mine, nu aveți suflet. Avocat a stat aproximativ jumătate de oră, timp în care la locuința lui Liviu Dragnea a ajuns și poliția. La ieșire, apărătorul fostului lider al PSD a declarat că sentința dată de judecători a fost de fapt o decizie politică. Doamne, politică la modul ăsta, ce să mai discutăm? Irina este alături de domnul Dragnea? Nu, e de pare. În tot acest timp, în fața locuinței lui Dragnea s-au adunat zeci de oameni. Mulți șoferi care treceau prin zonă încetineau sau chiar opreau mașinile, așa că a fost nevoie de intervenția agenților de la poliția rutieră pentru deblocarea traficului. La un moment dat, mașina lui Liviu Dragnea, condusă de unul dintre șoferii săi, a ieșit din garajul subteran al blocului și toată lumea a crezut că acesta merge ca să se predea la poliție. S-a dovedit însă că a fost doar o diversiune. Liviu Dragnea a plecat de acasă după aproximativ 15 minute într-o altă mașină care aparține poliției judiciare. În acel moment nimeni nu știe exact dacă Liviu Dragnea va merge direct la penitenciarul Rahova sau se va preda la o secție de poliție. În final, după 40 de minute, mașina în care se afla Liviu Dragnea a ajuns la penitenciarul Rahova, unde fostul lider al PSD era așteptat de mai mulți protestatari #rezist. Liviu Dragnea va rămâne în penitenciarul Rahova în carantină pentru 21 de zile, apoi se va decide unde va sta pe perioada pedepsei.